Trofimaș a urlat 3 zile la rând să-i cumpere șleapcă, spunând printre lacrimi că fără șleapcă el nici nu mai poate trăi. Și cât nu-l întrebau, mai mult n-a vrut să scoată o vorbă, cu toate că știa el prea bine la ce trebuie șleapca. Mai întâi de toate, băieții mai mari, înainte de a-l primi în joacă, îl pocneau cu chepca în cap să vadă dacă n-a plânge. Nu-i vorbă, Trofimaș chiar a doua zi a organizat un fel de mijatcă. A găsit și tovarăși mai mici decât dânsul, dar de încercat n-avea cu ce să încerce. Apoi a aflat el că la școală, fără șleapcă, nu te primește. Și mare jale ar fi fost dacă, din pricina șliepcii estea, ar fi trebuit să mai șadă o iarnă pe cuptor. Afară de asta, domnica, dacă e ciudă că o sudă-i mama, îl prinde și îl trage de chică. Dar dacă are șleapcă, o trage peste urechi și ia să vedem ce-ai să-i faci. Pe semne, avea de gând să o lăsa 4-a zi, dacă nu l-ar fi sculat într-o dimineață mamă sa ca să-i spuie: uite, îți dau 30 de ruble. Du-te la mămucta la odaie și ia-ți-a cumpărat de acolo, de la dâns, și o șlepușoară. Acolo sunt, la cooperativă. Numai să-i spui să aleagă una mare, că n-am de unde-ți cumpăra câte o șleapcă în fiecare săptămână. Ai să ții minte ce spun? Am să țin. Ia să te vedea. Ce ai să-i spui? E, să fie șleapca mare. Maladeț. Dar să nu-mi prăpădești banii câte spânzuri, auzi? Aud. Dar unde ai să-i ții? Prinzându-și stângaci pacheaștele, Trofimaș se gândea unde ar putea el pune bănăritul ăsta ca să nu-l piardă. Îi țin în mână. E, lasă, nu mai spune. Ia să-i pun în buzunăraș. Numai să te împingă păcatul să-i scoți. Trofimaș s-a spălat și aștepta să-i se dea ceva de mâncare. Dar văzând că mama s-a ridică lăicerul în dreptul ferestrii, caută pieptenele. A tulit-o afară. Tatălui numai ce descoperise un colț de cămară să-l lege cu jic noi. Trofimaș s-a oprit pentru câteva clipe, îl interesa să vadă ce e acolo în pod. Se suise de câteva ori, dar nu vedea nimic prin întuneric. Încotro, Trofimaș? L-a întrebat tatăl, uitându-se dojenitor la picioarele lui negre și stâlcite. Are să-mi iei bani pentru țigări? A socotit în capul lui Trofimaș și s-a dat în dosul ocoloților ca să nu-i se vadă picioarele. Am ieșit și eu să mă prembl. Ha, să se prembl, iată la dâns. Dar picioarele cine ar să le spele? Ai argați? Le spăl eu singur. Mă coleac mai târziu. Dar muci nu le spele. Dacă e rece apa, să nu capă traumatism. Dar pe atunci alung gâșile celea să nu-mi șupească ocoloții. Trofimaș a găsit o vargă, le-a mânat până după poartă și dus a fost. Pe drum trecea un om cu o coasă în spate și un băiețel ducea 2 greble. S-a temut tatăl să-i dea să ducă coasa. Lângă iezătură se prăvărise o căruță cu fân. Hei, și de nu se afla stăpânul aici, bine ar fi fost să te joci întrânsul. De la sat până la odaie era un drum cam lung și Trofimaș avea destulă vreme să scoată banii și să-i caute de nu-s falși. La marginea satului aude că-l strigă cineva: Trofimaș! Băi, Trofimaș, băi! În urma lui venea Rusanda. Ducea o greblă și pe coada ei atârna un coșuleț. Dar încotro și ducea așa dimineață? Mă duc la mămuca să-mi cumpăr șleapcă. Nu mai spune, dar ai bani? Am. Vrâse o mână în buzunar să-l aude, dar n-a mai scos-o înapoi. Cine știe ce poate să se întâmple? Vino de sar la mine să te văd și eu cum îți șad, vii? Vin. Da, domnica, ce faci? Toarce. Și-a dus aminte că nici n-a văzut-o în ziua aceea. Toarce? Dar pe avea sământul de prășit. S-a duce mai târziu. Zâmbind, Rusanda a vărât o mână în coș. Da, o prăsadă să-ți dau? Nu vreau, numai ce-am mâncat. Prăsade? Prăsade. A zâmbit și el singur, ca să vezi ce minciună adres. Noroc că nu fiecare te crede, altfel rămâi fără prăsade.
le-a luat și se uita cum ar șterge el înainte ca să vadă ce-i cu prăsadele, ce le-a scoapte, ori nu. Rosanda i-a pus o mână pe cap. Trufimaș a dat să ferească. Nu-i de ajuns cât îl trag al lui de chică. Dar mâna fetei caldă și moale i-a depănat mai întâi percica, pe urmă s-a lăsat pe umăr și Trufimaș se gândea ce bine ar mai duce el dacă ar fi ea sora lui. După ce ele s-au dispărțit drumurile, Trofimaș a făcut vreo 10 pași pe cărare și a scos prăsadele. În două clipe prăsadele nu mai erau și el a rămas nemișcat în mijlocul drumului, gândind încordat ce fel de prăsate erau, babe ori de cele dulci. Nu i-a venit în cap să uite mai întâi la ele. Pe urmă a scos hârtiuța de 30 de ruble, s-a uitat la soare prin trânsa, a strâns-o în patru și a desfăcut-o din nou. Nu era falsă. Avea toate colțurile între și nu era deloc mânjită cu cerneală. Era bucuros de toate pe lume. Ia uite, îi vine în întâmpinare o femeie cu un ulcior de olui și nu știe nici cu spatele câți bani are băiatul ăsta la dânsul. Dar știi, îndată ar începe să-l iei cu vorba, cu vorba, dar nu mai este el așa de prost. Trofimaș a înconjurat-o pe departe, ținând mâna dreaptă în buzunar. Și când a scăpat iar la cărare, se gândea că de-ar avea el o șleapcă măcar cât de veche și-ar cumpăra pe banii ăștia livor vert. Iar n-ar ședea toată noaptea lângă fereastră și cum nu mai s-arăta în grădină un iepuri la rost, pun, ies încetișor și pe loc să popește. Dar nu o să amărăște el. Bădița toadere a scris de pe front că-i aduce un livor vert. Arudi nu poate să-i aducă, nici nu ar avea unde o ține acasă. Dar livor vert îi aduce. A mai răbda el o leacă până îi bate bădița lui pe nemț. Azi trebuie să se întoarcă mai repede cu șleapca, să adune niște copii și să încerce de face să te joci cu dânșii. Și avea să ajungă în 10 minute la bunic sa dacă n-ar fi zărit nu departe, pe mirește, un cioroi cu o nucă în gură. Cioroiul s-a uitat mai întâi de nu-l pândește cineva, apoi a pus nuca jos și a început a o ciocăni. Îi e o nuca, a hotărât Trofimaș. A ales un bulgări mai potrivit, s-a lăsat într-un genunchi și a ochit multă vreme. Dacă să pocnească, apoi să pocnească. Bulgările a zburat pe la capul cioroiului, dar el nici gând să-și lepe de nuca. A luat un cioc, din câteva sărituri s-a mutat cu vreo 10 pași mai la vale și iar a prins-o o ciocănie. Ce să fie de nu zboară? Se întrebă Trofimaș. Și deodată a priceput. Îi pui. Îl prinde și îl duce acasă. Dacă nu dovedește să-i facă până de seară cușcă, îl încui cu găinile. Cioroiul nu mănâncă găini. Dar mâine îi face cușca. A luat-o la picior în urma cioroiului de i s-a înflat cămișul ca în spate. Dintr-o miriște în păpușoi, apoi într-o hrișcă, din hrișcă într-o parină, dar cioroiul, când vede raua, zboară vreo 20 de pași pe jos și iar se oprește să-și ciupească nuca. Obosise bietul băiat și-a zgâriat picioarele prin miriște, dar nu vrea să se lase. Și când era cât pe ce să pui mâna pe dânsul, cioroiul s-a ridicat sus cu tot cu nucă și, peste câteva clipe, s-a topit în zare. Nu mai este pui. O singură mângâiere mai avea Trofimaș. Banii pe care avea să-și cumpere o șleapcă. Caută într-un buzunar, caută în altul. Câteva clipe a rămas împetrit, cu ochii plini de groază. Nus. Apoi s-a așezat repede pe un hat, a întors buzunarele pe dos, le-a învârtit, le-a sucit, s-a pipăit de la creștet și până la tălpi. A pierdut banii. Unde-i sora lui Domnica? Săraca surioară, să-l apuce de chică și să-l învețe în minte, să-l învețe. Ei, și unde i-a pierdut el? Când zărise cioroiul, banii erau, ține bine minte. Vrea să zic că i-a pierdut fugărindu-l. Trebuie să se întoarcă pe același drum și poate să-i găsească.
Dacă-i găsesc, n-o mai cumpăr șleapcă. Îi duc mamii înapoi. Dar fugărise el și oroiul vreo 3 rânduri de pământ în lung. A trecut odată încolo cătânsul fiecare buruiană, pe urmă s-a întors înapoi. Spre chindii, intra în sat cu ochii roșii de plâns și se oprea la fiecare răscruce să se hodinească. Nu mai putea de foame. Se furișa tăcut pe lângă garduri, de parcă știa tot satul că a pierdut banii. Își l-a solbat. A reșat de locul cu minte până s-o sătura cu toții de bătut. Iar dacă mai rămâne viu după asta, are să scoasă singur buzunarele cu sârmă de șeia moale și câte zile avea, nu s-a mai alungat după cioroi. De atâta plâns a început să-l doară capul și îi părea că n-a mai rămas nicio picătură de lacrimi acolo unde se grămădesc ele. Dar când a ajuns la poartă, iar l-a năpădit jalea. A intrat în casă, a zărit printre lacrimi genunchii cârpița lui tatsu, pe care se odinea o mână bătătorită, și s-a oprit lângă genunchi. Tătuță, eu am prăpădit rublele. Mâna s-a ridicat de pe genunchi, Trofimaș s-a plecat ferindu-și capul, o bătaie de inimă, 2, 3, dar stelele nu-i se aprind înaintea ochilor. În sfârșit a simțit mâna pe cap, netezându-i percica. N-a înțeles, s-a gândit Trofimaș ștergându-și obrajii cu mânica. Am lămurit odată. Tuță, am pierdut banii care mi-a dat mama pentru șleapcă. Nu nimic, dragul tati. Trofimaș s-a uitat nedumerit la dânsul. Tatăl s-a ridicat încet ușor, l-a luat de mână și l-a dus în casa cea mare. Domnica plângea cu fața ascunsă în pierne. Tată, de ce plânge? În loc de răspuns, Badea Zânel a luat din cui pălăria cea verde cu pană de păun a lui bădița Toader și i-a pus-o în cap. Ia că amu pot să o porți. Întind Badea Zânel s-a oprit și a spus tare ca să se audă și în căsuță și în casa mare. De azi înainte, cine pune mâna pe Trofimaș are să aibă de-a face cu mine. Și lui, ei hai, du-te și te joacă. Trofimaș mai întâi și-a scos cu grijă pălăria din cap, s-o lasă pe măsuță, dar tatsu i-a pus-o înapoi. Du-te așa, cu dânsa. Da, și a zis și Badea Toadre când a venit. În loc de răspuns, Badea Zânel a închis ochii de parcă îl supăra lumina acelei zile. A plecat capul și a intrat tăcut înapoi în casă. Trofimaș s-a așezat pe prispă. Ce să fie oare? Două femei au trecut pe lângă dânsii și s-au uitat lung în ograda lor. Una a întrebat, și-a rămas în el numai cu un băiet? A rămas. Trofimaș a sărit fript. Unde-i bălița Toadere? Și-i dă tatsu pălărie. Nu-i trebuie pălărie. S-a repezit în casa mare. A încercat să pui pălăria în cui, dar n-ajungea. Lelesă, domnică, mă ta, ce plângi? Unde-i bălița Toadere? S-a apropiat. Domnica, fără a-și lua capul din perne, i-a cuprins unerașii. Trofimaș a lipit fruntea de fața ei umedă, a prins și el a plânge. Cum l-a mai așteptat pe bădița Toadere? În ziua aceea,
până seara târziu, îmi la prin ograda lui Zânel Cojocaru un băiețel cu o pălărie verde, cu pană de păun întrânsa. O pălărie pe care au visat-o multe fete în satul cela. Era război.